Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de față vă voi arăta cum puteți îmbunătăți răspunsul în frecvență al integratului TDA 2002 sau TDA 2003, fiind compatibile pin la pin unul cu celălalt. Practic TDA 2003 având o putere puțin mai mare. Kitul de față a fost realizat folosind componentele inițiale recomandate de producătorul acestui integrat. Însă, în data sheet mai sunt și unele informații cum se poate îmbunătăți răspunsul în frecvență, mai exact cele joase. Și anume, înlocuind condensatorul de 1000 de microfarazi cu unul de o capacitate mai mare. Recomandarea mea ar fi să puneți de 3300 de microfarazi, cred că 4700 ar fi prea mult, iar diferențele foarte puțin sesizabile. Mai e o altă modificare necesară. Dacă ați pus acel filtru compus din rezistorul de 39 de ohmi și condensatorul nepolarizat ceramic de 39 de nanofarazi, legate în serie, rezistorul și condensatorul, recomandarea mea ar fi să le eliminați. Nu știu sigur ce fel de filtru este, deoarece nu se potrivește cu niciunul cunoscut de mine. Poate nu am studiat de ajuns. Da, scrie în datasheet Upper Frequency Cutoff, tradus în română ar însemna că taie frecvențele înalte, ducându-mă cu gândul la filtrul trece jos, low pass filter. Doar că modul cum sunt legate aceste componente pasive, rezistorul și condensatorul, e destul de straniu. Dacă știți, aș aprecia foarte mult dacă ați scrie în comentarii. Cert este că atenuează frecvențele înalte. Cât de mult și de la ce frecvență, veți vedea în minutele următoare. Gata, am atașat kitul cu TDA 2002. Am setat inițial la 1 kHz aproximativ. Din câte se observa, avem 9,1 V vârf la vârf. Iar acum să micșorăm la o frecvență joasă. Să ne ducem către 20 de Hz. 20. Undeva pe aici. Și din câte se observă, semnalul este destul de atenuat, da? Să mărim. Un moment că am micșorat în loc să măresc. Gata, să mărim acum. 24, 30. Și din câte se observă, începe să crească semnalul, să își revină, dar totuși e destul de atenuat. 40, 60 de Hz, 76, semnalul începe să își revină, dar tot nu a revenit la 9,1 V vârf la vârf. Tot este atenuat, dar mai puțin în cazul acesta. Și partea asta este din cauza acelui condensator de pe ieșire, de 1000 de microfarazi. Deci acel condensator atenuează semnalul pe frecvențe joase. Și abia aici este semnalul așa cum trebuie. Aici este tot în regulă. Avem semnal bun. Și iar la frecvență de peste 3-4 kHz începe să atenueze ușor, o atenuare ușoară. Și acesta este din cauza acelui filtru, condensatorul de 39 de nano, condensatorul de 39 de ohm. Sunt în serie de la ieșirea TDA-ului către intrarea inversoare al TDA-ului. Și atenuează, nu foarte mult, dar totuși atenuează. Și 20, da? 4,7, ajungem la 4,7. Mai mult nu contează pentru că nu are sens. Probabil amplificator audio. Oricum voi pune și un grafic în descrierea acestui clip, în Excel, pentru a vedea în detaliu frumos în ce zone atenuează, da? Gata, haide să scoatem acele componente, să înlocuim acest condensator electrolitic.
Gata. Am scos și filtrul. Ok. Iar condensatorul de 1000 de microfarazi îl voi înlocui cu unul de 3300 de microfarazi. Se poate și cu 2200, dar vreau să pun unul care să mai atuneze mai puțin acele frecvențe joase. Da? Hai să-l punem. Știu, e mai mare ca dimensiune, dar e doar pentru test. Am proiectat cablajul, a fost să ocupem condensatoare cu această dimensiune. Asta e. Hai să-l lipim. Gata, e așezat. Stai să-l așez cât de cât. Oricum e doar pentru test. Nimic mai mult. Hai să punem pe radiator. Am mai pus puțină pastă termoconductoare. Gata. Iar acum să vedem răspunsul în frecvență după acele modificări. Să scădem către 20 de Hz. Un moment. În jur de 20. Și se observă că nu mai atenuează așa de drastic cum era înainte. 7,7 nu e atenuare mare. E relativ mică. Și acum se crește în frecvența și se observă că își revine chiar foarte repede. 1,7 și deja de la 42 își revine aproape complet. No, deja își revine complet. Deci e perfect. În concluzie, schimbarea acestui condensator merită. Schimbarea condensatorului de pe ieșire cu unul de valoare mai mare este justificată. Să punem cu condensatorul ăsta aici. Iar acum să urcăm frecvența să vedem în altele. 9,2 se menține o amplitudine vârf la vârf, 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 vârf la vârf liniară pe frecvență. 900, 1,3 kHz și creștem. Se menține liniar, perfect, 9,2, e absolut perfect, 9,2 e bine, 11, țineți cont că la frecvență de peste 2-3 kHz atenua anterior, era o atenuare ușoară în jos. Aici însă, deja depășim 13 și avem tot 9,2, la 15 kHz, 9,1, e perfect. Nu știu de ce atenuează, deși la în calculele mele filtrul respectiv, 39 de ohm și cu 39 de nano, ar fi un filtru trece jos. În calculele mele reiese o frecvență ce depășește acel prag de 20 kHz, adică cu mult peste. Dar în realitate, da, am uitat să vă spun, în loc de nu aveam de 39 de nano și acesta este de 47 de nano. Deci asta înseamnă că taie mai jos, dar nu așa de mult, nu mă așteptam să taie așa drastic. Și hai să crește mai mult, că vă țin prea mult cu vorba. Deja am atins aproape de 20. Hai să creștem. Acum avem creștere fină. Să creștem un pic. Deci avem 20. 9, probabil o mică atenuare din partea plăcii mele de sunet. Doar ce folosesc în Asus Sonar U7. Dar eu zic că este perfect. Chiar e foarte bine. Da? Chiar e bine. E perfect. Deci, merită făcute aceste îmbunătățiri? Da, cu siguranță da. Am eliminat acel filtru și am înlocuit condensatorul de 1000 de microfarazi cu unul mai mare de 3300. Puteți să mergeți și către 4700. Și nu trebuie neapărat către 50 de volți, se poate și cu unul de 16. Deci cam aici să termin acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de acel butonul de like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!